Sunt olteni jet budget, au crescut în Mehedinți, cunosc județul și declară deschis că au ce spune oamenilor când vor merge în campanie electorală. Ceilalți doi sunt moldoveni, unul din Iași, altul din Suceava și probabil că nici nu știu bine unde se află Mehedințiul pe hartă. Ion Mățu și Marius Bălu sunt cei doi candidații Alianței România Dreaptă, pe cele două colegii de senator care revin județului. Am certitudinea că pe 10 decembrie ne vom recupera județul, dar și țara din mâna acestor venetici și incompetenți. Uitați-vă că numai în 6 luni de zile și țara și județul le-au dus pe buza prăpăstiei. Pe colegiul 2 senat, fostul prefect Ion Mățu spune că știe foarte bine care sunt problemele mehedințenilor. Are și un mesaj pentru contracandidatul său din Moldova. Trebuie să dezvoltăm satul mehedințean, iar referitor la contracandidatul meu, gândiți-vă că orice cetățean care vrea să ajungă la el, îl costă 4 sau 5 milioane să ajungă până în județul Iași de unde el, dacă are o problemă cumva personală. Numele candidaților Alianței România se vor regăsi pe buletinele de vot în dreptul inimii, semnul electoral al Alianței.